Am la bacu! Salve, dacă ar merge, mageți! Bine m-am regăsit pe toți la cel mai tare story time de pe canalul meu, Am la bacu! Deci, în primul rând, ca asta a fost reacția mea când am aflat că am la bacu. Zii-ți, bă, familia mea, că mor aici, ești nebună la... Mi s-a lipit stomacul din spate. Zii, mai spune! Uaaaaa! Spune! Da, bă, nebunilor, bă, am luat 8 și 15, numai ceva în genul. N-am și uitat, nu mă interesează, e peste 8, am luat 8 și 15, media de bac s-a terminat. Deci asta vreau să fie pentru toți oamenii care fie o să dea bacul anul, la peste 2 ani, peste 3 ani, peste 4 ani, nu contează, ascultați cum a fost povestea. Deci liceu pentru mine, știi cum a trecut, ca un weekend, să mor, dar deci dacă mor acum, dacă n-a trecut ca un weekend, ca ceva în genul ăsta a fost. Da, bă, jură, mi-aduc aminte, am intrat la liceu, zic, mama, am 4 ani până la bac, bă, nu-mi vine să cred, a trecut așa repede. Știi, când te gândești în viitor, trece greu, dar după dacă lași timp așa se treacă și ești în prezent, trece foarte repede. Deci am ținut să fac un episod pentru asta și de ce țip ca un prost, nu știu, dar am luat bacul. În vara lua 11-a, frate, încă mi-aduc aminte când am zis, bă, de când începe anul, eu asta vreau să fac, să citesc câte un eseu pe zi, atâta, bă, îl citesc, nu-l învăț, un eseu pe zi, așa când ajung la bac, n-am nicio problemă. N-am făcut, deci nu. Mă rog, am lăsat timpul să treacă, a trecut primul semestru, am ajuns în vacanța de iarnă, am zis, bă, hai că de acum, deci fii atent, acum mai am jumătate de an, în fiecare de un eseu, pac, pac, mă uit un pic la istorică, un pic așa, știi, și iau. Nu am făcut nici asta. Am mai trecut un pic timpul, deja eram prin mai, zic, bă, gata, deci din mai, acum mă apuc să învăț, întâi mai, am zis, mă apuc, în fiecare dimineață mă trezesc la 7, citesc, nu. Deci nu a fost, nu am putut. Iunie, deci a venit iunie și am zis, bă, frate, gata, deci acum mă trezesc dimineață, mă duc, fac un antrenament, pac, mănânc, învăț înainte de antrenament, după nu am făcut nici asta, pentru că sunt un handicapat. Deci de asta fac eu video ăsta, mă înțelegeți? Hai să vă explic cum a fost. Vă explic cum a fost la logica, am învățat materia 10 zile, mă jur, pe viața mea, am învățat-o pe YouTube, am învățat materia de bac, frate, pentru la logică, frate, și mulțumesc foarte mult, deci țin să-i mulțumesc foarte mult domnului Marc Rus. Domnul profesor este un profesor de logică care face tutoriale pe YouTube, a predat toată materia datorită lui să-i dea sănătate, dacă nu am învățat. Am învățat, frate, logică. Bă, nu știam nimic, vă jur, pe viața mea în 10 zile am învățat toată materia de logică și vă las ca la unul în descriere pentru că pe mine unul m-a ajutat. Nu am făcut niciun fel de pregătire niciodată în viața mea, liceu, n-am atins una de pregătire și asta, deci nu știu, frate, să mor eu. La istoria am luat 7.60 și vă explic și din ce cauză. Eu am învățat ce mi-a plăcut la istorie, mi-a plăcut statul român modern, mi-a plăcut dubla alegerea lui Cuza, mi-a plăcut unirea, comunismul, naționalismul. Astea mi-au plăcut mie, știi? Vă jur pe viața mea, poate să vă confirm. M-am mai plecat acum, i-am zis, mamă, te rog frumos, deci eu la bac atâta, să nu-mi dea autonomii și criza orientală pentru că nu le-am citit, deci nu vreau, știi? Vă jur pe viața mea, am ajuns acolo la bac, întorc foaia, criza orientală și eseu din Evu Mediu, adică din autonomii. Și aia a fost. Am avut 4 domnitori mari și a dat fix din aia 2 cei mai mici, din Iancu de Hunedoara și din Alexandru cel Bun. Deci ultimii ratați, mă jur. Comunismul știam perfect, știam 12 pagini, mă jur, încă le știu. Bă, știu cum arată, mă, știu cum am scris, cum am pus cererea la tot, știam perfect. Deci luam 10 dacă nu de asta. La română, doamne, știi cum a fost, mă? Deci toată lumea știa că la real pică o scrisoare pierdută. Așa am știut și eu. Bă, am învățat o scrisoare pierdută. Bă, dumnezeiește, mă, dumnezeiește. Cu știți cât? Cu 2 zile înainte de bac. 10 zile la logică, 7 zile la istorie și 2 zile la română. Nu știu ce. Bă, nu mi-intra la română. Deci nu știu ce am făcut, nu mi-intra. În weekendul ăla, sâmbătă seara, duminică seara și luni dimineața. Și luni dimineața, eu știam așa, știam moara, ion, harap, scrisoarea, iona și mai știam încă ceva. Bă, și n-a picat asta, a picat plumb. Plumb de George Bacovea. Eu cu jumătate de oră înainte să plec la bac, vă jur pe viața mea că nu știu cum Dumnezeu mi-a zis, bă, uită-te un pic pe Bacovea, doar uită-te, nu citi, nu învăța, asta am făcut. Deci fii atent cum eram eu la bac, da, fii atent, m-am dus așa frumos, m-am așezat, am zis, bă, 7 pagini scriu la scrisoarea, fii atent, că mi-au caiut din gunoi, că l-am aruncat la gunoi, fii atent, și întorc foaia, știi, întorc foaia, mamă, și când văd așa, zic, Bacovea. Uite așa, mă uit, zic, Doamne... Nu știu, da, ce-o fi, o fi. Am văzut Bacovea, zic, gata, nu știu, la română cred că iau 5, 6, 9, deci nu știu, morțime, nu. Bă, și nu știu cum, deci nu știu cum, bă, am reușit să mi-am amintit efectiv cum arăta foaia, știi, și mi-am amintit ce scrie pe ea și mi-am amintit Bacovea. Bă, n-am citit, n-am învățat, m-am uitat peste foaie, vă jur, deci nu știu, mi-am consumat norocul pe viața mea. Asta este un video motivațional, dacă eu am luat bacul, vă jur, deci dacă eu am luat bacul, toată lumea poate să-l ia, efectiv. Am făcut o oră de pregătire, nu m-am, deci deloc, efectiv, deci se poate, fraților, se poate să aleger. Nu vreau să fiu model rău, deci nu sunt un model rău de urmat în cazul
perioadă de față pentru că m-am apucat în ultimele două zile. Voi să nu faceți asta sau, bă, măcar cu o lună înainte, faceți ca mine. Adică, nu știu, structura mea așa se constructe ca un ghepar, știi, alerg foarte repede, dar pe distanțe mici. Așa eram și cu bacul. Bă, m-am apucat două zile, știi, așa după iar m-am lăsat sau o săptămână iar m-am lăsat, știi, gen așa fac eu. Dar să vă recomand cum măcar în ultima lună se poate, nu ai nevoie de un an efectiv. Bine, mă rog, fiecare unde vrea să dea, eu o să dau la design grafic în Iași, bacul 10%. Efectiv, tot a fost pentru mine. M-am rugat la Dumnezeu și am zis: Doamne, dacă îmi dai media 8 la bac, nu mai vreau, deci nu mai cer nimic în viața mea oficial, nu mai cer nimic. Voiam să fac contestație, dar am zis să-l mănii pe Dumnezeu, nu merită. Mega fericit, te-a luat mama, sună mama, toate rodele, haide, că am luat bacul. Da, mama, nu mai pot de fericire, ești nebun la cap. Oricum mi-am ars și caietele, am făcut acolo grătar cu ele, cred că vă las videoclipul să-l vedeți. Are treaba. Deci Harapa, povestea da? Lui Harapa, nu da. Începe cam așa. Ia, cum da, începe? Deci prima fază începe. Așa. Și mai am și eu aici, ia să vedem ce mai am pe aici. Avem și trăsăturile. Ia uite, George Bacovia, plumb. Hai să vă arăt cum începe plumbul. Mai avem și logică. Luați de aici bacul, luați! M-am luat! Și în caz că informația a dat pe lângă, se introduce din nou în creier. Ia, cum se introduce? Așa. Și acum ați învățat tot. Ia uite cum arde Corolla. Corolla! Acum asta e combo, ca să intre învățătura bine. Ia, cu cărbuni. Deci mereu, întotdeauna. Asta. Nu s-o stins, mă, așa învățăturii de la plumb asta. M-am trezit la 8, deci de la 8 până la 10:30, 11, cât o dare. Deci așa am făceau mâine. Bă, n-am putut să mă, bă, mă gândeam că bă, mi-am ars caietele. Dacă nu iau, ce fac la toamnă, că nu mai am caiete, trebuie să învăț. Da, sunt foarte fericit, dar asta atât am vrut să vă zic că bă, puteți, dacă am putut eu în anul ce urmează, ăștia de la 11, 10, bă, puteți, nu vă stresați. E într-adevăr, n-aveți cum să nu vă stresați. Mă jur, și eu am fost foarte stresat în sensul că bă, nu făceam nimic. Deci eu făceam aceleași, mă jucam, dar mă jucam cu stres. Dormeam, dar dormeam cu stres. Atâta era, știi, că trebuia să fac ceva, dar nu făceam. Da, se pune foarte multă presiune pe tine, știi, pentru examenul ăsta. E sistemul, suntem noi proști, că așa suntem noi, un neam prost în unele sensuri, știi, că în rest suntem un neam ok. La noi România îți punctează efectiv ținerea de minte. Deci îți punctează cât ai ținut tu de minte, după aia nu te mai întâlnești niciodată cu chestiile astea. Asta face România. În afară examenele sunt practice, mă rog, sunt lasă loc de interpretare. La noi asta e, am fost o țară comunistă, ce vrei. Am luat bacul aia, e, nu știu, fericit. O trecut, rupem vara asta. Am admiterea la facultate, dar mă rog, aia, mă rog, mai dau și în toamnă dacă nu intru. Dar nu contează, s-a terminat. Toți cei care aveți bacul sau ce aveți, vă urez succes. Aveți grijă de voi, eu sunt fericit. Mă duc să mănânc, nu mai văd, sunt fericit. O zi faină și baftă. Pa, 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 am luat bacul, pa, bă. Scriu altfel la modul hieroglife. O dau retardat doar să-ți placă de mine. Orice doar să-ți placă ție. Tu ești șeful, tu nu plătești prețul casetei. Sensul rachetei, un pensul la peste machete. Spun adevărul în piese și chestii. Ne-a sufocat geniu, dislexic, reflexul e majestic.